Duminică 23 iunie, Alternativa Civică împreună cu ATM Cicloturism Arad și Enjoy the Ride organizează pentru a patra oară consecutiv Marșul Bicicliștilor Arădeni, un eveniment destinat tuturor iubitorilor bicicletei din Arad. Continuăm și acest an demersul nostru sub sloganul Dați Aradului Pistă pentru Bicicliști, pentru că în continuare administrația locală nu a realizat nici măcar un metru de pistă. Îmi pare rău că suntem nevoiți să repetăm același lucru în fiecare an și vom continua să organizăm acest eveniment până când iubitorii ciclismului și cei care doresc să se deplaseze la locurile de muncă sau la școală cu bicicleta vor avea condiții pentru a face acest lucru în siguranță. Ne așteptăm ca să vină în jur de 2000 de persoane, ținând cont de participarea din anii trecuți care a crescut de la an la an. Ne vom întâlni la ora 4 în piața Avram Iancu, de unde vom mărșelui pe străzile Aradului, pe traseul identic cu 2011, piața Avram Iancu, strada Nicolae Bălcescu, podul Decebal sub cetate, Micălaca, bulevardul Nicolae Titulescu, Podgoria, gară, UTA, Aurel Vaicu, strada George Coșbuc, Horia, bulevardul Revoluției și, în final, tot în Avram Iancu. Va exista o urnă cu biletele care, practic, vor fi corelate cu numărul de participanți. Se vor oferi cadouri, accesorii pentru biciclete, abonamente gratuite la săli de sport din municipiul Arad și echipamente sportive. Sperăm ca vremea să țină cu noi ca în fiecare an și așteptăm un număr cât mai mare de iubitori ai bicicletei. Cum comentați faptul că au mai apărut și alte evenimente paralele cu acest marș al bicicliștilor? Ne bucurăm foarte tare pentru asta, chiar cu fiecare ocazie pe care am avut-o. Am salutat faptul că în ultimii ani de la acest bulgăre care s-a numit Marșul Bicicliștilor Arădeni, acest bulgăre s-a rostogolit și s-au creat între timp și mai multe mișcări, asociații care au unit oameni care au în comun bicicleta. Ne bucurăm că există evenimente, nu considerăm că ar fi o competiție. E de salutat cu cât mai multe evenimente sunt. Salutăm și faptul că autoritățile locale organizează acest fel de evenimente care dovedesc, practic, că există un număr foarte mare de iubitori de ciclism și de iubitori ai sportului, în general, în Arad. Păcat că nu prea au posibilitatea pentru a face acest sport de masă. Ne bucurăm că la Skirt Bike, care s-a organizat acum 2 săptămâni, a fost un eveniment la care au participat foarte multe doamne și domnișoare, chiar a fost cel mai mare din România, la fel cu Marșul Bicicliștilor. S-a bucurat de o participare cum nu s-a mai întâmplat în niciun alt oraș din țară. Acest lucru dovedește că ardenii sunt iubitori de sport, iubitori de ciclism, doresc să semnaleze autorităților locale că e nevoie de pistă pentru biciclete, e nevoie de rasteluri. Salutăm decizia primăriei de a monta rasteluri în fața instituțiilor publice, este ceea ce noi am cerut încă de la prima ediție. După cum ați văzut, probabil au început să se monteze rasteluri de biciclete în fața instituțiilor publice. E vorba de acel proiect Româno-Maghiar. Chiar dacă aici ar fi loc puțin de câteva observații în privința rastelurilor, dacă tot s-au montat pentru prima oară după 24 de ani, ar fi putut să fie unele mai utile. Nu vreau neapărat acum să fim gică contra, dar la actualele rasteluri poți să așezi 3-4 biciclete, în rest, ca să fie stabile, ar trebui să fie legate una de celelalte. Dar, în fine, oricum apreciem, e un început, sperăm să continue. Cum sună invitația dumneavoastră pentru doritorii de a pedala? Dragi arădeni, vă așteptăm duminică în piața Avram Iancu, începând cu ora 16, cu bicicletele dotate pentru circulația pe drumurile publice. Să aveți la dumneavoastră cât mai multe lichide, chiar dacă vor fi oferite și de organizatori, dar se anunță o vreme destul de caldă. Vă așteptăm cu drag în piața Avram Iancu să demonstrăm că Aradul este într-adevăr orașul bicicletelor și că dorim pistele pentru bicicliști.